Bravo, bravo, bravo! Adriana Zazu este autodidactă. N-a urmat cursuri de operă, a învățat să cânte din tutoriale pe internet. Vă vine să credeți? Adriana a studiat intens interpretările marilor maestri. Este fascinată de Angela Gheorghiu și de Sara Brightman. Acum face parte dintr-un cor din Sacramento. Și anul acesta a cântat alături de Andreea Bocel. Talentul ei parcă sporește prin puderea emoțiilor trăite și dăruite mai departe. Nu știu dacă știi, dar scena asta e magică. Așa a fost. A fost fenomen. S-a mai întâmplat. Au venit oameni aici, s-au dus și au câștigat la America's Got Talent. Eu doar îți zic. Eu aș zice că e o scenă fenomen. Păi... Eee, ce frumos ai dat în asta. Da. Cu ce te ocupi în America, de curiozitate? Jobul meu este dental hygienist. Ok. What? Păi și de unde? Da, mă, chiar. Iubirea pentru muzică, ați studiat, pentru că pare că e un pic de studiu acolo. Nota de la final susținută mi s-a părut incredibil, adică ați făcut cursuri de canto? Nu, am fost învățată singură să cânt. Adriana, dar... Asta voiam să scot în evidență. Ai mai fost pe scene? Am fost pe la Carnegie Hall. Ca spectator sau ca... Nu, am cântat solo. Ai cântat la Carnegie Hall? Da. Eee, păi stai puțin, că asta schimbă. Cu ce ocazie? A fost un fel de competiție și m-au invitat să mă duc să cânt. Ce frumos! Am fost și eu, dar mai mult de rândul 26 în colonare și să răzbat. Adică atât am prins. Bobo? Mie mi-a plăcut cum a cântat Adriana. Clar are un talent, are voce. Din partea mea are un da. Bă, ce rapid, ce rapid. Mulțumesc. Te rog, Dragoș. Ai un da și din partea mea. Mulțumesc. Este evident că meriți un da și din partea mea, pentru că mi-a plăcut. Mulțumesc frumos. Îți spun sincer că și mie mi se pare că ești the yes.